ca să ajungă în compartimentul de reproducție, obligatoriu trebuie să fie un foarte bun zburător. Mai exact un porumbel constant. Am introdus și porumbei care au ajuns pe podiumul național, dar am introdus chiar și anul acesta și porumbei care au avut rezultate notabile, dar nu sunt pe podiumul național. De ce am ales să introduc și astfel de porumbei? Pentru un simplu motiv. Am considerat că în anii când au debutat, când au fost tineri, când au fost la vârsta de 2 ani, au făcut clasări, dar au fost obligați, datorită angajărilor la diferite etape, să zboare pe timpul nopții și am pe timpul nopții să nopteze. Și am observat că acești porumbei, odată obișnuiți cu ideea că pot să ajungă și a doua zi, performanțele au existat ca și clasări, porumbei au clasat în continuare, dar au început să piardă în puncte. Automat, orice punct este important. În porumbofilie deja, după cum se observă, un punct penalizare peste limită, deja pierzi podiumul național. I-am considerat valoros și am oprit la reproducție. De ce? Au zburat, au făcut clasări și obligatoriu să fie și consanguin și rude foarte apropiate cu porumbei care au reprodus în matcă. De exemplu, anul acesta am introdus un mascul care are 8 clasări, foarte, foarte bun, ca și sosit, dar punctaje slabe, un nivel la peste 50 de puncte, dar este un frate bun cu tatăl campioanei naționale. L-am oprit la reproducție pentru că a clasat anul acesta 4 etape de maraton și am considerat suficient pentru el. Dar în general opresc un porumbel, matca cel puțin în momentul de față este constituită din porumbei zburați. Și bazele și selecțiile se fac doar pe porumbei zburați împerecheați cu reproducători. Nu niciodată altfel. Nu împerechez porumbei pe design, pe pedigree și atât. Doar să aibă ceva în spate. Obligatoriu, unul din părinți trebuie să fie cel puțin reproducător și cel puțin zburător pentru a avea continuitate la mine în compartimentul de matcă și pentru a-l ține. Țin un porumbel la reproducție în jur de 3 ani, maxim. În 3 ani de zile, dacă nu obțin un vârf din el, nu mai țin, îl elimin. De asta și porumbeii de matcă sunt, în momentul de față, trei porumbei bătrâni, și anume de la domnul Iureț Relu. Sunt porumbei care am început, au fost mai mulți, dar trei porumbei bătrâni, restul toți sunt porumbei tineri, de 2 ani, de 1 an, de 3 ani. Și pe lângă ei sunt porumbei de 2014-17 care au zburat foarte bine și au fost introduși în compartimentul de matcă. Dar, în general, 10% din porumbei sunt bătrâni în locul de matcă, restul toți sunt porumbei tineri. Iar tinerii nu-i țin niciodată mai mult de 3 ani. În 3 ani de zile, dacă nu am un porumbel vârf din ei, îi elimin. Toți porumbeii care îi dețin în momentul de față sunt consanguini. Este aproape imposibil să împerechez, să fac un cuplu la reproducție și să nu se întâlnească la un moment dat. Folosesc doar consanguinizare pentru că consider un număr relativ mic în compartimentul de matcă și nefiind adeptul achiziționării de porumbei dese sau în prospătare de sânge foarte, foarte frecventă, automat porumbeii sunt consanguini. Cred că 90% din porumbei din lotul de zbor sunt consanguini. Probabil undeva la 10% poate sunt hibrizi. Consanguinizez în primul și în primul rând gene și calități în zbor. Adică fac referire aici, încerc să lucrez doar porumbeii care au zburat, să consanguinizez doar pe porumbeii care au zburat și au reprodus automat, pentru că fiind totuși un columbofil destul de tânăr, e greu să faci o familie în am mai exact 7 ani de performanță la nivel ridicat. Nu prea ai cum să creezi o familie în 7 ani, dar eu zic că sunt pe drumul cel bun. Selectez calitățile
celor mai buni zburători și încerc să le consanguinizez, încerc să le trimit mai departe în caracterele porumbeilor care îi scot din ei. Nu toți se nasc buni pentru a fi reproducători, dar încerc să selectez, cum ar fi un scurt exemplu, o femelă foarte dragă mie care a avut două podiumuri naționale, încerc la nivel de semifrați pe ea, la nivel de fii din ea, la nivel de nepoți, să aleg exact caracterele care le-a avut ea, inclusiv caracterele de comportament, nu doar caracterele vizibile. Adică urmăresc, o cunosc foarte bine, știu porumbelul și știu ce caracter are, încerc să urmăresc același lucru și la puiul care îl voi opri pentru reproducție, fiind foarte consanguin. Adică, în general, fac foarte des împerechieri între tată-fică, semifrați, verișori. Anul acesta chiar am reprodus foarte mult pe acest criteriu. Am scos vreo 16 porumbei, din care o bună parte din ei vor rămâne în compartimentul de reproducție, pentru că ăștia sunt viitorul. O parte din care nu au reprodus în anii anteriori, îi voi scoate, pentru că sigur că sunt. Nu pot să reproducă toți porumbeii, dar principiul de bază este porumbelul să fie zburat, împerecheat cu un părinte reproducător sau un bunic reproducător. O volieră perfectă, în viziunea mea, este o crescătorie în care porumbeii să fie luminați, să fie foarte bucuroși și foarte puțini. Visul meu, care sper să devină realitate, este să îmi fac o crescătorie într-o zonă în care să nu existe răpitoare atât de multe. După cum știe toată lumea, noi nu concurăm într-o sală de sport în care dăm drumul la sportivi și care e mai bun câștigă. Nu. Noi dăm drumul la porumbei și porumbei se luptă cu tot ce înseamnă factor exterior. Și trebuie să fim realiști, norocul are un rol destul de important în viitorul unei păsări. O crescătorie nu cred că are nevoie mai mult de 20 de perechi la reproducție, sub nicio formă. Tot ce e în plus, eu cred că strică și trage cușca în jos, îi va reduce din performanță, chiar dacă este material genetic. Cunosc foarte multe crescătorii cu material genetic extraordinar de bun. În primul și în primul rând, o crescătorie trebuie să fie gândită foarte bine pentru metoda de zbor care vrei să o practici, și anume, dacă alegi să joci pentru natural, porumbeii trebuie să aibă un climat cât mai natural. Dacă alegi să joci metoda de văduvie, la care nu sunt foarte priceput, nu pot să spun că am cunoștințe foarte vaste despre această metodă, dar crescătoria și crescătorul trebuie să-și aleagă din start metoda de zbor, să-și aleagă ordinea corpurilor din cușcă, pentru că este foarte importantă. Un văduv cu siguranță are nevoie de spațiu mic, un porumbel pe natural cu siguranță are nevoie de spațiu mult și are nevoie de să se plimbe foarte mult, de multă lumină, ceea ce un văduv consider eu că nu are nevoie de astfel de lucruri. Iar ca volieră perfectă nu cred că există, este singurul lucru care îl schimb și eu în fiecare an, sau încerc să-l schimb, sau încerc să aduc ceva în plus cu știmele. În fiecare an ori mai fac câte un gemuleț, ori mai deschid câte o plasă în plus. Câteodată am greșit, câteodată poate a fost bine. Este singurul lucru care îl caut tot timpul în columbofilie și o să sublinez un singur lucru aici. O crescătorie bună, din ceea ce am citit eu și mi-am demonstrat, este o crescătorie cu multe pânze de paianjen în ea. Ea este Sherry, este femeia cu seria 5553 de 2019, este campioana națională de anul acesta la extrem, maraton. Această femeie are clasat 3 ani la rând categoria extrem, pot să spun, pentru că are 6 etape de peste 1000 de kilometri, a fost inclusiv ca și yardling loc 8 național
la categoria Grand Prix, cu două etape peste 1000 de kilometri. La vârsta de 2 ani a făcut AS maraton, femeia, iar anul acesta a fost angajată doar la două etape de maraton, pentru că la ultima nu a mai angajat-o, considerând necesar. Este o pasăre care i-a plăcut și metoda natural și metoda văduvie. Este de talie mijlocie, spun eu. Fiind nepoată din doi porumbei foarte, foarte buni zburători la mine și strănepoată din o femeie de asemenea foarte bună zburătoare, anume Elizabeth, 885 și Zoro. Aceasta este 885, este bunica campioanei naționale. Este o femeie care mi-a adus două podiumuri naționale la categoria Maraton Palmares și AS Maraton Palmares, vicecampioană națională la Maraton Palmares și locul 3 național la categoria AS Maraton Palmares. Este verișoară cu Zoro, cu Elizabeth, PJ-59. Este fiica lui Bluhen cu Secretul, porumbei de Lazeron și porumbei de George Dușarden. Ambii părinți au fost cumpărați de la domnul Iureș Relu, el fiind crescătorul care a reprodus părinții acestor porumbei. Aici o avem pe Elizabeth, femeia cu seria 0500806, femeia care la vârsta de un an de zile a fost locul 4 național la maraton tineret, iar la vârsta de 3 ani, palmares 3 ani maraton, a fost locul 3 național. Această femeie este străbunica campioanei naționale, bunicul campioanei naționale fiind rezultatul împerecherii al acestei femeie cu tatăl ei, incest. Femeia a fost concurată timp de 3 ani de zile, doar pe metoda naturală. Este soră bună cu PJ, Zoro 59. Aici vă prezint femeia cu seria 0500882 de 2014. Este un porumbel care nu a fost scos niciodată din echipă cât a fost în lotul de zbor. Această femeie la vârsta de un an a fost vicecampioană națională la maraton tineret, iar la vârsta de 3 ani femeia a fost locul 4 național la maraton palmares, clasând în general toate etapele cu punctaje foarte, foarte mici. Mai exact, are 15 etape sub 10 puncte de orice categorie, ratând în viața ei un singur maraton. Soră bună cu Elizabeth, Zoro și 859. Aici o avem pe 59, 0500859 de 2014. O femeie care are în 3 etape diferite de maraton, un loc 2, un loc 4 și un loc 6 pe lansare. Femeia a fost oprită în 2017, deci trebuia să-și facă palmaresul pentru că s-a scos categoria 3 ani. Ea a fost antrenată pentru acea categorie, a fost menajată la vârsta de un an, inclusiv 885 și Zoro au avut aceeași soartă și ei au fost introduși în 2017, deși planul era să-i zbor la 4 ani, dar categoria fiind scoasă, am luat decizia să-i opresc la reproducție pentru că demonstrase deja suficient pentru mine. Ea fiind soră cu 3 porumbei care a urcat pe podiumul național și verișoară cu 2. Aici avem
mama campioanei naționale, o femelă reprodusă din Elizabeth cu tatăl ei incest, iar mama femelei este de la domnul Cobzaru. Este o femelă care a fost locul 8 la Berlin Național în 2020, din 1800 de porumbei. Seria 101-8876. Acesta este Zoro, bunicul campioanei naționale, cu seria 05-00-824, un porumbel care a fost locul 13 național la AS Maraton, a fost oprit și el la reproducție în anul 2017, este frate bun cu PJ Elizabeth și cu 59. Aici este stâlpul crescătoriei, este Regina, este mama la cei mai buni porumbei mei, este o femelă originală US Relu, cu seria 01-00098. Este o femelă care nu a avut niciun an în viața ei de reproducătoare să nu dea măcar un fiu cu AS Maraton. Am peste 13 porumbei cu AS Maraton din această femelă. O parte din ei a urcat pe podiumul național, o parte nu, dar au făcut 3 maratoane obligatoriu într-un an. O altă femelă extraordinar de valoroasă este femela cu seria 01-00086, originală Iures Relu. Este o femelă care a reprodus-o pe speed cu 2 locuri 1, 19 puncte în 4 etape peste 700, l-a reprodus pe 76, locul 3 la Vilnius de 16.000, și pe 21, locul 3 la Vilnius din 1200 de porumbei. Acesta este Dragonul, un reproducător dovedit la mine, un porumbel care a dat 3 porumbei de podium național. Este porumbelul pe care este consanvină campioana națională, îl are în pedigriu de 3 ori. Este porumbelul original Iures Relu.